ziua, dragi copii! Sunt Ambrunș Melinda, învățătoare la școala gimnazială numărul 1 din Luduș. Astăzi vom face împreună ora de limba română. Am venit cu un prieten care este puțin rușinos și s-a ascuns sub covorul de frunze. Numai atunci va ieși când va auzi melodia lui preferată. Pentru a afla cine este el, va trebui să dezlegăm o ghicitoare. Ascultați! Titlul cântecului este Vine, vine primăvara. Vă cânt melodia cu un fluier. Ajutați-mă! Cântați împreună cu mine! Așteaptă ghicitoarea. Ascultați! Merge încet pe cărare, cu mii de ghimpi în spinare. Uite-l colo, uite-l aici. Zii pe nume, cine-i ghici? Da, este Ariciul. El este prietenul meu. Care? A găsit un ghiozdan. Oare al cui este ghiozdanul? Nu este al meu. Știu! Voi porni la drum să caut școlarul care și-a pierdut ghiozdanul. Haideți și voi, copii! În timp ce mergea încet, a auzit niște sunete. S-a apropiat. A văzut că soarele, o pasăre și o floare vorbeau. Bună ziua! Sunt Ariciul Ghimpe. Scuzați-mă că vă deranjez. Bună, Ghimpe! Eu sunt Floricica Ghiocel. Nu de mult m-am născut și le spuneam prietenilor mei cum se pronunță și se scrie numele meu. Îți arăt și ție. Dacă vrei să-mi scrii o scrisoare, să știi cum să scrii. Ascultați și voi, copii, și repetați. Ghiocel. Ghi-o-cel. Numele meu începe cu ghi. Atunci când scrii, începi cu grupul de litere ghi. Uită-te sus! Soarele ne arată acest grup de litere. Sus, la stânga, ghi mic de tipar. La dreapta, ghi mare de tipar. Jos, ghi mic de mână și ghi mare de mână. Îți arăt cum se scrie în caiet. Fii foarte atent! Este alcătuit din trei litere. G, H, I. Ghi, nu gi. Ghi nu este egal cu gi. Așa cum nici trei nu este egal cu doi. Bine, mulțumesc! Voi exersa! Floricica Ghiocel, te rog totuși să ne arăți cum se scrie cuvântul ghiocel. Cu plăcere vă arăt! Fiți atenți! Am scris cuvântul ghiocel. Ajutați-mă să despărțim cuvântul în silabe. Ghi-o-cel. Ghiocel.
Priviți, am marcat cu puncte fiecare sunet rostit. Spuneți împreună cu mine. Ghi, o, ce, l. Acolo unde vedem punctul roșu, se află grupul de litere ghi. Dragul meu prieten Ghimpe, tu știai că și numele tău începe cu grupul de litere ghi? Da! Mulțumesc pentru ajutor! La revedere! Ariciul Ghimpe și-a continuat drumul. S-a întâlnit cu patru copii. Ghiță, Gicu, Gherghina și Virginia. A aflat că acești copii au organizat un concurs de ghicitori. Prietenul nostru e foarte bucuros, deoarece îi place să dezlege ghicitori. Știu, copii, că și vouă vă place. Ascultați cu mare atenție. Gândiți-vă și voi și pe urmă răspundeți. Începe Gicu. Moale, albă și pufoasă, pentru câmp sunt haină groasă. Îmi place iarna friguroasă, eu mă numesc... Știu! Zăpadă! Acum urmează Ghiță. Ziua toată strălucesc și pământul încălzesc. Mă vezi pe cer, sunt mare. Eu mă numesc? Oarecum. Soare! Bine! Următoarea este Gherghina. Am dormit toată iarna și vestesc primăvara. Sunt micuț și frumușel și mă cheamă... Ghiocel! Bravo! Virginia i-a aplaudat și i-a felicitat pe toți, spunând: Bravo! Ariciul Ghimpe și-a amintit de ghiozdan. A întrebat copiii dacă recunosc acest ghiozdan. Răspunsul era: Nu, ne pare rău. A plecat mai departe. S-a oprit la marginea pădurii. A auzit ceva. Oare ce? A devenit foarte curios. S-a apropiat. Atunci a văzut că prietenii lui sunt la școală, la ora de limba română, și învață despre grupul de litere ghi. Ce bine! Vreau să rămân și eu să exersez, ca să-i pot scrie o scrisoare prietenei mele, Floricica Ghiocel. A pregătit un caiet și un creion. Primul exercițiu era să denumească fiecare desen. Spuneți și voi, copii. Ghiocel, ghiocel, ghiozdan, ghiozdan, ghindă, ghindă, ghiveci, ghiveci, unghie, unghie, triunghi, triunghi.
Am reușit! Sper că și voi ați știut, copii! Acum vă rog să mă ajutați să despărțim în silabe aceste cuvinte. Ghiocel. Ghi-o-cel. Dar înainte să despărțim în silabe, haideți să vedem unde se află grupul de litere ghi. Care este poziția grupului de litere ghi? Ghiocel se află la începutul cuvântului. Ghiozdan. Ghiozdan este la începutul cuvântului. Ghindă este la începutul cuvântului. Ghiveci, tot la începutul cuvântului. Unghie. Unghie este în interiorul cuvântului. Triunghi. Triunghi se aude la sfârșitul cuvântului. Am reușit! Sper că ați știut și voi! Acum, vă rog, ajutați-mă să despărțim cuvintele în silabe. Ghiocel. Ghi-o-cel. Ghiozdan. Ghioz-dan. Ghindă. Ghin-dă. Ghiveci. Ghi-veci. Unghie. Un-ghi-e. Triunghi. Tri-unghi. Bine, mulțumesc! Dintre cele 6 imagini, am ales 3. Ghiocel, ghiozdan și ghiveci. Alcătuiți enunțuri cu fiecare dintre aceste cuvinte. De exemplu, cu cuvântul ghiocel, eu am alcătuit următorul enunț. Am primit un ghiocel. Alcătuiți și voi un alt enunț. Ați reușit? Sper că da! Următorul cuvânt este ghiozdan. Ați reușit? Eu m-am gândit la următorul enunț. În ghiozdan sunt caiete. Ultimul cuvânt, ghiveci. Formulați un enunț. Eu am formulat următorul enunț. Am cumpărat un ghiveci pentru flori. Sunt sigură că ați reușit să alcătuiți enunțuri frumoase și corecte, cu sau fără ajutor. Primiți un buchet din partea mea. Ce s-a întâmplat aici? Văd o mulțime de litere. Cred că este o propoziție, deoarece văd un punct la capătul rândului. Haideți să încercăm împreună să delimităm cuvintele din propoziție. Citim încet. Dacă găsim un cuvânt, tragem o linie. Gherghina a cules ghiocei pentru mama. Care sunt aceste cuvinte pe care le-am găsit? Gherghina a cules ghiocei pentru mama. Numărați din câte cuvinte este alcătuit enunțul. Sper că ați numărat 6 cuvinte. Haideți să citim din nou acest enunț. Gherghina a cules ghiocei pentru mama, pentru că o iubește. Priviți cum se scrie Gherghina.
este nume de persoană, deci scriem cu inițială mare. G mare. Grupul de litere G se află în interiorul cuvântului. Cum silabisim? Ger, ghi, na. Cu puncte am marcat sunetele. Rostiți împreună cu mine. G, r, ghi, n, a. Cu punctul roșu am marcat grupul de litere G. Priviți unde a ajuns ariciul ghimpe. Oare ce se întâmplă? Pic, 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 pic. Dragi copii, prietena mea, Floricica Ghiocel, mi-a spus o poveste. Ascultați cu atenție, vă citesc. Ghiocelul. Vremea s-a încălzit. Zăpada a început să picure de pe ramuri. Pic, pic. Ghiocelul s-a trezit și a spălat petalele albe și a spus: ce mult am dormit! E timpul să ies de sub zăpadă! Și a adunat puterile, dar degeaba. Zăpada pe pământ era încă mare. Te rog să mă lași să ies, locul meu e afară, la soare. Trebuie să vestesc primăvara. Zăpada nu l-a ascultat. Ghiocelul a început să plângă. Soarele a auzit glasul lui și a topit zăpada. Ghiocelul a ieșit la lumină și a strigat cu bucurie: vine primăvara! Vine primăvara! V-a plăcut textul? Sper că da! Ajutați-mă să găsesc acele cuvinte care conțin grupul de litere G. Eu am găsit chiar în titlu. Voi ați găsit? În al doilea rând, din nou apare ghiocelul. Mai apare de două ori. Căutați! Sper că ați găsit și voi. Cine sunt personajele poveștii? Ghiocelul, zăpada și soarele. Să vedem cine ce a făcut. Pe baza textului vom încerca să potrivim personajele cu acțiunile lor. A început să picure. Ce a început să picure? Zăpada! Și-a adunat puterile. Cine și-a adunat puterile? Gândiți-vă! Ghiocelul și-a adunat puterile, dar degeaba. S-a trezit. Cine s-a trezit? Ghiocelul s-a trezit. S-a spălat. Cine s-a spălat? Și cine și-a spălat petalele albe? Ghiocelul. Nu l-a ascultat pe ghiocel. Cine nu l-a ascultat pe ghiocel? Zăpada nu l-a ascultat.
a plâns. Cine a plâns? Cine a început să plângă? Ghiocelul. Așa este. L-a auzit pe ghiocel. Oare cine a auzit glasul lui? Soarele, așa este. A topit zăpada. Cine a topit zăpada? Căutați în text. Soarele a topit zăpada. Foarte bine. A ieșit la lumină. Oare cine a ieșit la lumină? Căutați în text. Ghiocelul a ieșit la lumină. Bravo! A strigat bucuros. Cine a strigat oare cu bucurie? Vine primăvara, vine primăvara! Ați ghicit? Ghiocelul, sigur că da! Ghiocelul a strigat cu bucurie. Priviți, și prietenul meu, ariciul Ghimpe, strigă cu bucurie că vine primăvara. Voi așteptați? Și eu aștept cu nerăbdare. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere, copii!